Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! O asociere de două firme a câștigat licitația pentru reparațiile de pe DN7A din Cheile Jiețului. Un elev din județul Hunedoara a fost eliminat din sala de examen a bacalaureatului de astăzi pentru tentativă de fraudă. Și continuă proiecțiile de film în aer liber, găzduite de Biblioteca Orășenească din Petrila. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. O asociere de două firme a câștigat licitația pentru lucrările de pe DN7A din Cheile Jiețului spre Brezoi. Șoferii așteaptă de ani buni reparațiile pe acest drum. Compania de drumuri va semna cu constructorul Maristar România contractul pentru modernizarea DN7A Brezoi-Petroșani, șoseaua care face legătura între DN7 Valea Oltului, Transalpina și DN66 Defileul Jiului. Oferta depusă de Maristar a fost declarată conformă luna aceasta potrivit informațiilor Economedia. Compania Națională de Drumuri a lansat pe 7 aprilie a doua licitație pentru modernizarea unui sector al DN7A, tronsonul din zona de pe munte de la Vidra până la limita dintre județele Vâlcea și Hunedoara. La prima procedură a existat o singură ofertă, cea a unui constructor din Turcia, dar oferta a fost considerată neconformă. În iunie, DRDP Timișoara a făcut mai multe reparații pe câteva porțiuni din acest drum, acestea fiind doar câteva lucrări de întreținere. Drumarii au de gând să modernizeze un tronson cu o lungime de 62 de kilometri de pe DN7A Brezoi-Petroșani, șoseaua care face legătura între DN7 Valea Oltului, DN67C Transalpina și tronsonul din Defileul Jiului pe DN66. Contractul este de 4,6 milioane de lei. Pe șoseaua din acest defileu vor fi lucrări de asigurare a versanților. DN7A Brezoi-Petroșani are o lungime totală de 86 de kilometri, din care 62 de kilometri sunt în județul Vâlcea, respectiv 24 de kilometri în județul Hunedoara. Pe aici trec cei care vor să ajungă vara pe Transalpina sau Voineasa, obârșia Lotrului, însă iarna turiștii merg pe acest drum la schi, pe domeniul schiabil Transalpina. Potrivit caietului de sarcini, DN7A este șosea de clasă tehnică 4 cu o singură bandă pe sens, parte carosabilă 2 x 3,5 metri și o platformă totală a drumului de 8,5 metri. Seceta se simte bine și în Valea Jiului, unde a plouat foarte puțin. Așa se face că acum debitul Jiului a scăzut cu 3 metri cubi față de nivelul de anul trecut. Jiul de Est avea precipitații la livezeni acum un an de 44,7 litri pe metru pătrat. Acum abia dacă are 14,6 litri pe metru pătrat, pentru că nu a plouat. Nivelul apelor a scăzut simțitor și avem cea mai secetoasă și călduroasă vară din ultimii ani. În Jiu se văd pietrele și limbi uriașe de uscat străbat albia unui râu, care în anii anteriori avea debite mult mai mari. N-a plouat de multe și chiar dacă a plouat, a plouat sporadic. Valea Jiului a fost ocolită în ultimul timp. Cea mai mare cantitate de precipitație a fost la Valea de Pești săptămâna trecută, 11 litri, foarte puțin. Faptul ăsta a dus la scăderea nivelului debitelor pe cursurile de apă, mai ales pe Jiul de Vest. Avem o situație, zic eu, destul de grea, în sensul că avem 3 metri cu pe secundă aici la Iscrori, față de 10-12 cât e media. La Jiul de Est, la Petroșani, avem un debit de 3,20, oricum mai mare ca vestul. Nici iarna nu am avut precipitații, așa că toate se resimt acum, deși putem spune că nu sunt ape secate, doar niveluri scăzute. Barajul Valea de Pești a scăzut undeva la aproape 4 metri sub nivelul normal, ceea ce nu este îngrijorător, să nu uităm că barajul Valea de Pești are în jur de 40 de metri înălțimea de apă, el are 56, dar de fapt are 40 care poate fi folosit. Deci nu intrăm în panică. Sigur că, cum vă spuneam, lipsa de precipitații a dus la această scădere de debite. Noi suntem în continuare în perioada de monitorizare și așteptăm luna septembrie, care, după părerea mea, luna mai secetoasă. Dacă vom compara cu anul trecut, Jiul de Vest în 2023 avea un debit dublu față de acest an. În prezent avem pe acest curs de apă doar 3 metri cub pe secundă, iar atunci avea 6 metri cub pe secundă. Rezervele de apă din sol sunt mult diminuate, dar rezerva de la Valea de Pești din baraj este suficientă, așa încât să nu fie probleme cu alimentarea cu apă a populației. Tentativă de fraudă la proba de astăzi a examenului de bacalaureat în județul Hunedoara. Un elev a fost eliminat și nu a mai putut susține proba la alegere a profilului.
Astăzi, elevii și-au demonstrat aptitudinile și capacitățile în discipline precum geografia, logica, psihologia, economia, sociologia, fizica, chimia, biologia sau informatica. Pot să vă spun că și proba de astăzi a decurs în condiții bune. Pentru această probă s-au înscris 460 de candidați. Am înregistrat un număr de 71 de absenți, 388 de candidați au fost prezenți și am avut un candidat eliminat. După ce au ieșit din centrele de examen, în mare parte elevii au afirmat că proba de astăzi a bacalaureatului a fost una ușoară. A fost la chimie și a fost destul de greu. Că o să iau un 5, dar mai mult nu mă aștept. De la geografie a fost destul de ușor, acum să vedem rezultatele. La geografie și a fost frumos, am știut. A fost ușor subiectul. La biologie vegetală și animală a fost destul de ușor, după părerea mea, pentru că m-am pregătit, am stat, am învățat și din cauza asta mi s-a părut destul de ușor. În prezent, elevii așteaptă să afle rezultatele ce le-au obținut. Acestea urmează să fie afișate în data de 26 august și tot în aceeași zi se va putea face și depunerea de contestații. Producția de energie pe cărbuni în sistemul energetic național a scăzut, fiind pe locul 4 după nuclear, hidrocarburi și chiar hidro în contextul secetei. Producția de cărbuni în Uniunea Europeană a coborât cu 22% comparativ cu 2022 până la 274 de milioane de tone, iar consumul a scăzut cu 23% până la 351 de milioane de tone, arată datele preliminare publicate la Eurostat și citate de profit.ro. Statisticile arată că s-a înregistrat o scădere cu peste 100 de milioane de tone a consumului de cărbune în decursul unui singur an. La Huilă, în 2023, producția blocului comunitar a fost de doar 50 de milioane de tone, cu 82% mai mică decât cele 277 de milioane de tone produse în 1990. Comparativ, în 1990, 13 din actualele state membre UE produceau huilă. La Paroșeni, termocentrala este singura din România care funcționează pe huilă, pornește doar atunci când cele 4 mine extrag suficient cărbune cât să funcționeze neîntrerupt timp de cel puțin 5 zile. În Valea Jiului au fost incidente ce au cerut în ultimele zile instalația de inertizare la Livezeni și Vulcan, așa că producția de huilă a scăzut și mai mult în acest context. A fost semnalat un incident grav lângă deponeul de la Bârcea Mare, însă analizele nu par să indice vreo poluare. Apele Române spun că așteaptă însă rezultatele finale. La începutul lunii august a fost semnalat un incident care ar fi putut fi catalogat drept poluare cu levigat. Au existat și imagini cu un lac de levigat, însă pe timpul nopții acesta a fost astupat cu pământ, așa că Apele Române au mai putut face analiza din ce au mai găsit dimineața la fața locului. Am prelevat probe din balta a doua și din balta a treia, pentru că prima baltă era deja acoperită. De asemenea, colegii mei de la laboratorul de analize a apelor de la CGA au prelevat probe și din forajele de observație pe care CNIDU și le-au făcut imediat după ce au terminat când au consolidat deponeul. Și de la analizele de la acele foraje au arătat că apa este curată, este mai curată decât analizele pe care noi le-am luat imediat după ce au dat drumul la acele foraje de observație. Sunt forajele lor pe care le au tocmai pentru a preleva probe de apă și să vadă dacă există impurificată pânza freatică. Din analizele noastre, apa este în parametrii normali. Cei de la Apele Române spun că mai trebuie să vină și analizele care indică prezența unor metale grele în stratul de pământ, pânza freatică și bolțile cu levigat care au fost identificate în apropierea deponeului ecologic. Sunt făcute la laboratorul de la Administrația Bazinală de Apă Târgu Mureș și care în general durează aproximativ o lună. Deci probabil că săptămâna asta, săptămâna viitoare să primim rezultatele. Și atunci vom putea trage o concluzie. Continuă proiecțiile de film în aer liber găzduite de Biblioteca Orășenească din Petrila. Ultimele seri de joi din luna august vor oferi câteva filme de scurt metraj inspiraționale dedicate în special tinerilor.
În cursul acestei veri, pe lângă cea din Petrila, peste 70 de biblioteci publice din România au pus în aplicare un proiect inițiat de Short Film Breaks și România EduCap și intitulat sugestiv Cinema la bibliotecă. Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este de a face aceste locuri și mai atractive pentru comunitate. Avem acces la filme participante la festivalul Short Film Breaks, filme de scurt metraj, realizate de către regizori independenți cu bugete restrânse, filme care oferă oportunitatea comunităților de a primi un alt tip de informație decât cea din cele de tip blockbuster. În doar câteva minute sunt comprimate idei profunde care obligă la îndelungi reflecții, iar când vizionarea are loc în cadrul unui grup, se deschide un spațiu pentru comunicare și ample dezbateri pe marginea temelor propuse. La biblioteca noastră programul se derulează în zilele de joi, am început din luna iulie, iar până acum vremea ne-a permis, am organizat evenimentele în aer liber, în fața bibliotecii, la iarbă verde, cu hamace și fotolii puf. Iar când acest lucru nu va mai fi posibil, proiecțiile vor avea loc în bibliotecă sau în foaierul Casei de Cultură. Următorul film de scurt metraj va fi difuzat mâine cu începere de la ora 19:30, participarea fiind complet gratuită. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!